Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei, vă spun cu drag. Sunt Elisabeta Vasile și începând de la această oră, vă invit să urmăriți emisiunea Muzică și Poveste. Este joi, așa că vrem să intrăm în casele dumneavoastră cu cântecul, dar și cu povestea unei prietene dragi, unei soliste dragă mie, dar dragă și dumneavoastră, Reli Gherghescu. Prietena mea bună, pe care o așteptam de mult aici la noi în căsuță, așa că spun cu drag, bine ai venit, Reli Gherghescu, la noi, la Ensat TV. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație, bună seara telespectatorilor televiziunii Ensat. Telespectatorii, te iubesc, cântecele tale sunt cerute și la dedicații. Mulțumesc. Tu ești un solist cunoscut și bineînțeles că ești și colaborator al televiziunii Ensat și pentru acest lucru îți mulțumim că de fiecare dată ne răspunzi cu da. Sigur că da. Păi să începem așa, să depănăm, că noi aici suntem așa, ne închipuim că suntem la o cafeluță, da. Și începem să discutăm așa despre solistul Reli Gherghescu, dar și despre povestea ta. Cum ai început tu să cânti? Dacă ar cânta cineva la tine în familie? Sau ai avut un model și ți-a plăcut ție așa persoană cum cântă? Sau ca și artist și ai vrut să zici așa, vreau să ajung ca Maria Ciobanu, de exemplu? Da, când eram mică, pe la grădiniță așa, îmi plăcea muzica populară. Maică-mea, fiind și ea, la rândul ei copil, cânta pe la școală, pe la serbări, cum era atunci. Din ce loc ești tu? De aici, din Gorj, din Urdari. De la Urdari. Uite, eu știam că ești de la Rovinari. No. Am mai aflat ceva. Prietenă, da. Da. Nu știu chiar totul. De la Urdari, da. De acolo. Și acolo ai copilărit? Da, acolo am copilărit. Acolo ai copilărit. Acolo zici tu că se întâmpla chestia asta cu cântecul, cu mama ta, cu... Da, cânta când era mică, la școală. Îi plăcea și lui taică-mă să cânte și mama mea tot timpul și-a dorit, Doamne, când o fi o să mă mărit, dacă ai vrea să-mi dai o fată cântăreață să iese, că mereu îmi zice acum. Deci și-a dorit mama și s-a împlinit până la urmă. Da, mereu îmi zice acum, uite, mi s-a îndeplinit un vis, am o fată cântăreață. Și fiind la școală, de la grădiniță la școală, îmi ziceau profesorii, uite, să mergi la serbări, uite, ai voce, nu știu ce. Mie îmi plăcea foarte mult să plăcea, cânt. Deci nu-ți doreai să devii altceva. De exemplu, nu. Eu când eram la grădi, mă întreba cineva ce vrei să te faci când ai fi mare, eu spuneam că vreau să mă fac farmacistă. Tu, nu. Tot la fel, spuneai mine, că vrei să te faci cântăreață. Aurelia, că așa e numele meu. Da, Aurelia, da. Aurelia, ce vrei să te faci când o să fii mare? Eu vreau să cânt. Aia, deci la tine cânt. Asta deci a fost din prima, nu te-ai abătut de la chestia nu, asta. Nu, nimic. Da. Și la școală, profesorii de muzică m-au luat peste tot. Zice, măi, uite, tu ai voce, uite, să mergi mai departe, să cânti. Mă duceam peste tot. Și care a fost prima ta scenă acolo? Bănuiesc acolo, la Căminul Cultural, nu? Ai cântat pe o scenă. Da, la școală, pe la serbări, pe aici, pe la Târgu Jiu, dar prima mea apariție așa cu public mult. În care te-au lăsat picioarele? Da, a fost când aveam aproximativ 14 ani, la o nuntă la țară, când era o formație... Cântau o strofă dintr-o melodie, o strofă dintr-o melodie. De să înțeleg că ai avut așa fel și fel de apariții pe la, da. Și pe la sat și pe acolo pe unde ai mai fost tu. Cu timpul, prima ta apariție a fost la o nuntă. Da. Nu? Unde ai avut contact direct cu publicul. Da. Eu știind melodii, învățam melodii pentru la serbări, pentru asta, și cântau câte o strofă. Nici, nu terminau nicio melodie. La care eu i-am zis la un... domn, de acolo zic, nu vă spărați pe mine, vreau să zic și eu ceva. Dacă cântați câte o strofă din fiecare cântec, nu știți niciun cântec până la capăt. Ah, deci tu le știai? Da. La care de la cap la coadă. Domnul respectiv era chitarist, îmi zice, păi păpușe, dacă știi tu să cânti, ia tu microfonul și cântă. Chiar ca o păpușe și cu ochișori ești ai tăi. Mulțumesc frumos. Și eu zic, dacă mă lăsați, da, eu cânt. Eram cu bunica mea. Deci n-ai avut emoții. Nu. Și am luat microfonul și am cântat. Și de acolo, bineînțeles că a pornit dragostea adevărată pentru cântec, te-ai învățat cu publicul. Bănuiesc că ți-ai câștigat și existența foarte frumos din asta, pentru că să nu-l mâniem pe Dumnezeu, dar așa noi este. Avem o meserie este, frumoasă, este și obositoare, într-adevăr, și nopți așa nedormite. Este. Și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi. Așa, și după asta, primele tale înregistrări, când le-ai făcut, ți-aduce aminte? Că bănuiesc că ai scos, știți, nu numai cu instrumente reci
știi, cu țambal, vioară și asta, poate cu taraf. Poate ai scos ceva pe piață și cu orgă, nu? Că așa se cânta mai la început, când da, pornești. Da. Să zic că am 15 ani în urmă, când înregistram noi, 10 ani. Am vrut să fac mai multe, dar fiecare la timpul deci la 14 lor, ani ai început frumușel să urmezi drumul cântecului popular, da. Alături de o formație, nu? Și mai ești alături de formația aceea sau? Nu. Deci atunci când eu am început la 14 ani, am început cu acea, exact cu acea formație care eu le-am zis că, doamne, știți, da. Ei fiind, erau colegi de serviciu cu tatăl meu, tot mereu când aveau câte un eveniment, câte ceva, îi ziceau tatălui meu, zice, vai, o lași pe Reli să meargă cu noi. Da, da, să mai aveți grijă de fată. Și uite așa, cu ei, după aia pe la Rovinari, am învățat din ce în ce mai mult, că nimeni nu s-a născut învățat. Normal. N-aveam cum să cânt acum 20 de ani, cum cânt acum. Dar știi că atunci, nu știu dacă ție ți se întâmplă, dar știai mai multe piese, nu? Le învățai mai cu ușurință, nu? Să știi. Când începeai hora, nu te mai opreai din da, cântat. Da, da, da. Acum veneam, parcă zic, aoleu. Ce mai cânt? Ce se mai întâmplă, cânt? Nu? Da, mă gândesc. Și chiar îmi întreb colegii, păi da, ce să mai cânt? Mai ziceți-mi și voi ceva. Ce să mai cânt? Nu mai mi-aduc aminte nimica. Da. La festivaluri ceva ai fost? La concursuri? Nu. Nu ai vrut pentru că nu ai vrut tu să mergi. Că mai sunt. Deci nu neapărat dacă toți soliștii au mers la concursuri și la festivaluri. Dar o școală ai făcut? O școală populară de artă sau altceva în sensul ăsta? Mai m-am înscris aici la Târgu Jiu, dar nu am terminat-o. Deci m-am dus, dar n-am terminat-o. Da, ai învățat câte ceva, da, pentru că învățăm arte, lucruri nu frumoase. Da. Și mai ai și o altă meserie în afară de muzică? Mai faci altceva? Nu, nimic. Știu că ai o fată care... Un singur copil ai, nu? Da. Să trăiască. Mulțumesc frumos. E mare, nu? Câți ani 20 de ani în august. O, ce mămică tânără, dragi telespectatori, nu vine să cred. Deci ca o puștoică arăți. Să trăiască fetița. Mulțumesc, și îți urmează visul? Cântă și ea ca a și cântat, tine? Nu. A cântat. A cântat și îmi pare rău că nu mai cântă, că s-a lăsat, i-a plăcut dansul. E, pe copii trebuie să-i lăsăm să facă ce vor ei până la urmă, dar da, îi îndrumă. Mi-aș fi dorit foarte mult să cânte. Acum zice că ar vrea din nou să cânte. M-aș bucura la ea. Nu e târziu, la 20 de ani numai bine. Vocea, știi cum e, că da. Se formează mai târziu. Adică m-aș bucura. Până la 25 de ani ea tot se schimbă. Da, știi? Da. Ai fost un copil problemă în copilăria ta? Ți erai băiețoasă? Da. Luai rochile mamei, le îmbrăcai sau luai pantalonii lui tati? Nu, a fost chiar năzdrăvan. Chiar băiețoasă, nu? Da? Da. Hai că ne amintim și vorbim despre asta, dar după ce urmărim o surpriză pregătită de echipa În Sat, să vedem despre ce este vorba și le comentăm așa pe parcurs. Uite aici, cine e aici, Reli Gherghescu? De unde e pozica asta? Ia uite, fetița ta. De la o ședință foto. Aha, ia uite. Seamănă cu tine. Eu așa zic. Foarte frumos. Zici că sunteți surori. Mulțumesc. Aici de la o emisiune, bănuiești? Da, sigur. Și aici? Hai, ne spui tu, că eu nu știu de unde sunt. Ea este fetița mea. Probabil aici tot ea este. Da, undeva, într-o grădină cu flori, ceva văd. Mai vine cu tine pe la filmări, pe la... Foarte rar. Aici e mai micuță. E mai micuță și un pic mai... Mai plinuță? Ea este mama mea. Mama, uite, mama lui Reli Gherghescu. Doamne să vă trăiască fata. Să fiți mândră de ea. Aici eu la un eveniment. Uite ce costum frumos ai. Mulțumesc. Tot fetița, fetița mea, ea îi place foarte mult să-și facă poze. A, dar cui nu-i place acum? Ne place și nouă, dar la copii. Da. Și aici pe cine avem? Aici sunt eu cu formația. Formația alături de care cânti tu. Vorbim și despre asta. La fel. Poți să-i saluți pe colegii tăi. Și cum îi cheamă, poți să le zici numele? Iau ce bine stai aici în roșu. Mulțumesc.
Roșu este culoarea ta preferată? Preferate, da. Foarte frumos. Aici este când fata mea a făcut 19 ani anul trecut. La mulți ani să-ți trăiască. Mulțumesc de suflet. Și aici unde oare? Unde? Și la aici, Bolboș, unde exact. Ne-am întâlnit? Exact. La un spectacol. Aici la înregistrări. Da. Aici probabil era în studio și vrei să faci o piesă nouă și frumoasă. Da. Aici eram tot la filmare pentru un videoclip. Și uite unde suntem noi aici. Cred că la o filmare unde a venit o televiziune națională, la noi aici în oraș. Da. Da. Sunt vreo 2-3 ani de atunci, cred. Era și noi mai bătrâni atunci. Da. Uite și aici. Cumva la Revelion, nu? Da, anul trecut. Revelion unde anul trecut? Anul ăsta n-ai venit, am trecut absent. Sau ai fost? Nu am putut să vin. N-am fost. Anul viitor nu mai lipsești. Cu siguranță. Aici tot la un eveniment. Uite și aici, tot la anul trecut, la Revelion, la alături Revelion. De draga noastră, Olguța Berbec. Da. Și aici, oare, cu cine sunt eu? Și aici, cu Betty, cu Gica lui Betty, dragi. Și păi da, Betty, trebuia da. Să lipsească, cum se zice, Marte din... Păi da, el le lipsi, tu trebuie să fie el prezent acolo, da, peste tot. Uite ce poză reușită aici. Da, e tot la o ședință foto. Foarte, foarte frumoase pozele. Mulțumesc. Și tu așa cu cine îți face texte, cine îți face linii melodice? Ai un album deja? Sau e pe viitor? Mai am puțin și îl termin. Da, dar tu tot lucrezi. E bine că ai lucrat piesă cu piesă, ai mai făcut și, le-ai mai și promovat între da, timp? Da. Deja știe lumea de binecunoscuta, am ajuns până la cer, da, nu? Da, a fost melodia mea de... De referință. Da. Și prin ea te-ai făcut și mai cunoscută. Sigur, da, prin melodia Cine respectivă. Ți-a făcut această piesă? Piesa Am ajuns până la cer. Da. E făcută de Măriuța Burlan. Te salută, Măriuța. Versurile e, și da? Linia melodică făcută de ea. Orchestrație Florin Bordeanu. Foarte frumos, la o echipă piesa frumoasă. Respectivă. Eu am colaborat și eu cu Măriuța și e fată... Da, face niște piese frumoase. Frumoasă. Foarte bine, să-ți poarte noroc în continuare. Mulțumesc piesa frumos. Asta. Tu mai ai și alte piese. Da. Dar și costumele? De unde le procuri? Sau mai ai și autentice, mai ai și stilizate, nu? Sincer, le-am cumpărat. Da. Nu... Te-ai cumpărat, păi, dar na, în ziua de astăzi... De la așa, pe la țară sau... Pe la țară ai văzut internet, bătrânele găsești... mai puțin, nu prea... Le e greu să renunțe la zestrea au. Dumnealor. Da, sunt pe la țară care au, dar nu. Nu și... ți s-a întâmplat să zică, nu, dar mumă, cam și-o nepoate. Ba da, sau chiar știu pe cineva care i-a dat cineva un costum, dar i-a zis așa, vai, ți-l dau, îl faci, îl porți, dar peste câțiva ani, când nepoțica mea va crește, vreau să mi-l dai înapoi. E bine înapoi. Și așa. E bine da? Și așa, n-am întâlnit pe nimeni așa, da. N-am întâlnit, ca și tine, l-am achiziționat așa și cu bănuți și fără, da. Nu mai contează, important este că le por cu drag și cu mare plăcere. Așa în timpul liber, ce îți place ție să faci? Ai așa niște pasiuni anume, îți place să joci tenis, de exemplu, să citești, să mergi la cumpărături? Sau îți place să gătești? Poate eu nu știu. Sincer, da, chiar îmi place să gătesc. Uite, da. Deci discutăm în continuare despre asta, să rămânem aici, după ce facem treabă, că am venit aici să cântăm, nu mai să vorbim, nu, Reli? Bineînțeles. Și urmărim în continuare cu dumneavoastră două piese cu Reli Gherghescu, după care revenim aici cu muzica și povestea lui Reli. Traiul meu și zici cine-mi dă putere
mea, mea de o viață, nu e decât fata mea. Ea îmi dă putere toate, că-i fetița lui mama. A mea, mea de o viață, nu e decât fata mea. Ea îmi dă putere toate, că-i fetița lui mama. Averea mea de o viață nu e decât fata mea. Ea îmi dă putere toate, că-i fetița lui mama. Averea mea de o viață nu e decât fata mea. Ea îmi dă putere toate, că-i fetița lui mama. Averea mea de o viață nu e decât fata mea. Ea îmi dă putere toate, că-i fetița lui mama. Averea mea de o viață nu e decât fata mea. Ea îmi dă putere toate, că-i fetița lui mama. Ce-am pătimit, la nimeni n-am povestit. Nici acum ce iubesc, n-am de gând să povestesc. Ce-am iubit, ce-am pătimit, la nimeni n-am povestit. Nici acum ce iubesc, n-am de gând să povestesc. De la Gorj până-n Bănie, ce iubesc nimeni nu știe. Că așa-i dulce dragostea, ce iubesc nu spun la nimeni că lumea-i rea. De la Gorj până-n Bănie, ce iubesc nimeni nu știe. Că așa-i dulce dragostea, ce iubesc nu spun la nimeni că lumea-i rea. Inimioară cu dor mult, nici nu știi ce mi-ai făcut. Te-ai aprins de un puișor și nu te mai stingi ușor. Inimioară cu dor mult, nici nu știi ce mi-ai făcut. Te-ai aprins de un puișor și nu te mai stingi ușor. De la Gorj până-n Bănie, ce iubesc nimeni nu știe. Că așa-i dulce dragostea, ce iubesc nu spun la nimeni că lumea-i rea. De la Gorj până-n Bănie, ce iubesc nimeni nu știe.
muncesc. Inima cu dor nebun mă oprește lumea în drum și mă întreabă ce iubesc, că ochii-mi strălucesc. De la gorj până-n bănie, ce iubesc nimeni nu știe, că așa-i dulce dragostea. Ce iubesc nu spun la nimeni, că lumea e rea. De la gorj până-n bănie, ce iubesc nimeni nu știe, că așa-i dulce dragostea. Ce iubesc nu spun la nimeni, că lumea e rea. De la gorj până în bănie. A, mor după piesa asta, că e gorjenească, exact ce-mi place mie. Cine ți-a făcut textul și melodia? Piesa asta e făcută de Nelu Ciulin. Îl salutăm pe Nelu. Și text și linie melodică. Foarte frumoasă. Dar nu te-am întrebat cu cine ai colaborat ca și dirijor? Unde ai înregistrat? Ai făcut cu băieți de pe la ansamblu, nu? De la ansamblu Noina Gorjului, bănuiesc. Și am câteva melodii făcute cu Vergi. Îl salutăm și pe Virgil Chirițoiu, da? Da. Câteva cu Bordeanu, cam cu ei am lucrat eu așa. Da. Deci ceva de acolo, las că e bine, da. Să faci cu cât mai mulți, așa, să vezi cam care este mai pe, ți se potrivește mai așa ca o mănușă. Bineînțeles, da, ei lucrează bine și da, unul și altul, dar acum... Da. Dar e bine să ai și de acolo și de acolo, nu e nicio problemă, e ceva... Și dacă tot era vorba de dragoste în melodia asta, hai să vorbim și despre dragoste. Ce zici? Când te-ai drăgostit tu prima dată, ți-aduce aminte? Stai să mă gândesc. Cred că mi-aduc aminte, da. Ia povestește-ne tu cum te-ai îndrăgostit. Cred că aveam 14 ani. Ah, 14 ani e totuși o vârstă. Da. Mă simțeam rău și am mers la spital. Ia uite, domnule, cum s-a îndrăgostit aici. Să vedem. Și aveam apendicită. Ce întâmplare, ia zi, povestește. A dus la urgență, a venit un doctor să mă consulte, frumos foc. Eu fiind un copil, când a pus mâinile să mă ia în brață. Să mă mute și eu zic, Doamne, ce frumos e. Deci am transpirat cât de frumos era. Ți s-au făcut fluturașii în stomac, a? Serios. Da? Da. Și cât ai stat acolo, nu mai erai cu ochii după domn doctor? Păi nu l-am mai văzut, măi. Odată am mai venit în salon. Deci tu erai îndrăgostită de domn doctor și ai stat cu el în gând. Deci pe mine nu mă interesa cine m-a operat, să vină, vai, domne, te simți bine, tu te gândeai la domn doctor. Eu vreau să-l văd pe el. Mai venit odată și nu l-am domn doctor de atunci, nu știu care erați, dar el Nici eu nu știu. S-a îndrăgostit de dumneavoastră. Păi da, cum am îndrăgostit și eu când eram la școală de profesorul de fizică, vorba vine. Copil da, fiind, știi? Constantine, zice regia. Păi da, normal. Și rămăsesem așa pe la pasiuni. Ce-ți place ție să gătești cel mai mult pe la bucătărie? Ce-mi place mie să gătești cel mai mult? Cred că cel mai mult îmi place să gătesc supă. Supă, da? Cred că e și mai ușor de făcut, că eu n-am mai făcut de mult. Eu n-am mai făcut, îi dau numai hrană rece, lungica lui Betty. Nu, voi mâncați la restaurant, nu mai gătești acasă. Mai mâncăm și acasă, dar facem minuturi de astea mai... Îmi place să gătesc în bucătărie, nu neapărat ciorba, îmi place poate mai mult. Nu știu, bănuiesc că la o sărbătoare de Paști, de Crăciun, tu ești gospodină și faci multe feluri de mâncare, nu? Nu ca mine, fac una, două feluri de mâncare, stau toată ziua la ele. Nu, să știi că nu prea fac. Da. Nu prea, pentru că la sărbători, eu fiind mereu plecată, da, nu prea gătesc. Merg pe la frați, pe la maică mea, pe la prieteni, așa că nu prea... Și bineînțeles că mami îți dă și acolo. Da. Vorba și lui bunica mea, în traistă. Așa. Și dacă sunt plecată la cântări, eu știu pe undeva plecată și chiar nu am timp să fac nimica, maică mea zice, lasă mamă, du-te liniștită, fă serviciu, fă treaba liniștită, că îți face mama acolo și de-aia și de-aia Doamne, și de-aia. Să trăiască părinții noștri. Asta este. Să trăiască, la toată lumea. Cât mai mult. Vreau să te întreb, știu că ai o formație alături de care tu îți desfășori activitatea și aș vrea să ne povestești așa, cum îi cheamă, cum se numește, pe unde te găsim sau te găsesc? De găsit telespectatorii mă găsesc la Izvoare, vinerea și sâmbăta. Da, eu te nu știam. Știam, o să venim și noi să jucăm o horă acolo cu tine. Vă aștept cu drag. Și vine lume multă, dedicații multe, piese. Vine lume multă, da. Dedicații se joacă, se
Îmi place. Voie bună, da? Și bănuiesc că în același timp cântând într-un restaurant înveți și multe piese, nu? Piese noi. Bineînțeles, da, vezi ce... Repertoriu. Normal, din 100 de persoane care vin acolo, fiecare cere câte o melodie, poate. N-ai cum să le știi pe toate. Dar dacă tu, Ilie, vii și îmi cere astă seară o piesă de Ilie, o și mi-o mai cer și mâine seară și văd că n-am învățat-o, tu după aia o înveți, trebuie să faci lecția. Bineînțeles. Da? Că el vine și mi-o cere, băi, da, ți-am cerut-o și săptămâna trecută, chiar n-ai învățat-o. Ar trebui să înveți. Te provoc acum să-mi cânti o melodie care e mai de actualitate, așa, să-mi cânti o strofă dintr-o melodie de actualitate. Ce zici? Nu știu, din ce piesă. Nu știu, eu zic că cea mai de cunoscută la ora actuală pe care o fredonează și tinerii și vârstnicii, Rău mă dor, ochii mă dor. Toată lumea vrea Rău mă dor, ochii mă dor sau Constantine, Constantine. Păi care vrei tu, una din ele. Păi care vrei tu? Dragi, echipa, ce o punem pe Lili să ne cânte? Deci lăsăm la alegerea ta. Constantine, Constantine. Deci... Pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, ne cântă Reli acolo o strofă, cât vrea ea. Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine. Ziua, noaptea, prin pădure, plin de rovai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, albă-i cămașa pe tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, albă-i cămașa pe tine. La 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 la. Bravo, Reli! Mulțumesc! Bravo, așa, Reli, așa. Mulțumesc! Deci e o melodie foarte cunoscută. Eu prima dată, de ce să mint, am auzit-o la Florea Calotă. Da. Știam că dumneavoastră o cântă, dar uite că acum este chiar de actualitate. E o melodie care cred că are 20-30 de ani. Știi ce am observat dar eu acum... așa în vocea ta, în glasul tău? Că tu faci și mici glote, așa-i? Cred că ai hăulit bine. Cred că da. Am observat, da. Am mai observat, nu numai acum. Da, așa, da. Tot timpul sunt așa. Deci după ce ai cântat tu live, o să mai cântăm și două piese... Dale tale și mai revenim iară cu ce vrei tu să ne povestești despre viața ta, despre activitatea ta. Povestesc cu drag. Nu? Mai avem piesele pregătite, echipa. Haideți să le urmărim atunci. Am ajuns la despărțire, dar așa poate mai bine. Pentru cât mi-ai făcut, te-am iubit, Nana, prea mult. Am ajuns la despărțire, dar așa poate mai bine. Nu-mi pare rău că am iubit, numai că am suferit și-am pierdut atâția ani în viață. Te-am iubit cu adevărat, dar tu nu ai merit. Așa din greșeli omul învață. Am râs cu tine și-am plâns, te-am iubit, n-a fost de ajuns. Dar iubire nu se poate dacă la doi nu se împarte. Am râs cu tine și-am plâns, te-am iubit, n-a fost de ajuns. Dar iubire nu se poate dacă la doi nu se împarte. Nu-mi pare rău că am iubit, numai că am suferit și-am pierdut atâția ani în viață. Te-am iubit cu adevărat, dar tu nu ai meritat. Așa din greșeli omul învață. Eu pe un drum tu pe alt drum, nu te mai
vreau să uit de tot de tine. Eu pe un drum, tu pe alt drum, nu te mai vreau nici de cum. Tu nu mai poți fi cu mine, vreau să uit de tot de tine. Nu-mi pare rău că am iubit, numai că am suferit și-am pierdut atâția ani din viață. Te-am iubit cu adevărat, dar tu nu ai meritat, așa din greșeli omul în vasă. De-a avut cu mine soarta, vreau să nu-ți pară, că te-am scos din inimioară. Vezi că nu se poate unul de-al tău să avem parte. Te-am scos din inimioară, vezi că nu se poate unul de-al tău să avem parte. S-a dus roata, puiul meu. Plângi, nană, și uită de o dragoste pierdută și căută-ți alătura. Nu te-a avut cu mine soarta, vreau să nu-ți pară, că te-am scus din inimioară. Vezi că nu se poate unul de-al tău să avem parte. Am revenit, dragii noștri, suntem tot cu Reli Gherghescu, aici în căsuța noastră. Am observat că abordezi și ți se potrivesc piesele astea de dragoste ție. Ai foarte multe piese de dragoste. E vreunul așa inspirat din viața ta sau pur și simplu e o temă care îți place și o faci? Nu. Nu e niciunul făcut să aibă legătură cu viața mea. Niciunul. Pur și simplu îmi placă. Vrei să atingi așa o coardă sensibilă a omului? Da. Să cânt ceva de dragoste, de despărțire, că sunt melodii. Dar nu. Bine, dragostea e și împlinită și neîmplinită până la urmă, știi? Și pe furate, da? Ce da, să facem? Cum da. Am eu melodia cu... Da, uite, da, cum da. Uită melodia și nu are nicio legătură cu viața da, ta. Da, vreau să spun că, uite, ne urmăresc prietenii noștri de pe Facebook, o salutăm pe doamna Maria Becheanu, Mariana Stamatoiu, Cisar Elena, doamna Tudorița Teo Popa, Maria Paula Glodeanu, Cisar Elena... Pe toți vă salutăm și vă mulțumim pentru mesajele frumoase. Sigur. Poți să le zici și tu, Reli, acolo, că
pentru tine au dat cele mai multe mesaje. Bineînțeles că vă salut, vă pup și vă mulțumesc din suflet că sunteți lângă mine tot timpul. Să știi că emisiunea noastră a prins așa frumos, încet, încet contur și a ajuns la sufletele telespectatorilor. Dovadă stau mesajele și telefoanele dumnealor. Da. Îmi pare rău că nu este cu telefoane această emisiune, că altfel, dacă ar mai fi și cu telefoane, chiar ar trebui să dureze mai mult. Dar nu se poate într-o oră, așa dai seama. Da, deci noi n-am depănat foarte mult. În primul rând, vreau să te întreb de niște planuri de viitor. Ce vrea tu să mai faci pe viitor? Acum lucrez la un album. Vreau să-l termin. Este visul meu. Îmi doresc de mult. Doamne ajută să ți se îndeplinească. Mulțumesc. Acest vis. Anul ăsta iasă sau mai e de lucru? Acum. Aproape, mai e foarte puțin. Mai e un picuț, înseamnă că îl promovăm aici, facem sigur o emisiune da, când drag. E gata. Și vreau să te mai întreb dacă te consider un om norocos. Dacă ești împlinită pe plan personal, dar și din punct de vedere artistic. Din punct de vedere artistic, îmi doresc să termin albumul. Da. E visul meu. Da. Și după aia zic, gata, nu mai vreau nimic. Zic, poate și o să mai după vrei, o să dar, mai vreau. Da, da. Dar în momentul când o să termin și zic, este doamne, o realizare pe care ți-ai dorit-o. Da, și mi-am împlinit un vis al meu, zic, gata, nu mai vreau nimic. O să mai vreau și după pe plan aia. Personal, dragilor, trebuie să vă spun că Reli Gherghiescu este singurică. Nu este căsătorită. Nu este căsătorită. E tânără, frumoasă și de vreme acasă. Da, cum să nu. Te felicit, bravo. Mulțumesc. Așa că ai timp să alegi tu pe cine îți dorești. Bănuiesc că ai mulți sigur admiratori, da? Eu pe Facebook sunt. Am văzut numai comentarii frumoase. Doamna da, Reli în sus, da, doamna sunt, Reli în jos. Și pentru că vorbim de Facebook. Așa, chiar te rog. Vreau să dedic toate melodiile din această seară pentru toți prietenii mei de pe Facebook, în special pentru domnul Sabin Mutu din Spania, pe care îl salut. Salutăm că ne urmărește. Deci ne urmărește și știi tot timpul și pe mine, la fel, indiferent pe unde sunt, și pe Facebook, peste tot, e cu ochii pe mine. Toate melodiile să fie pentru toți prietenii mei de pe Facebook, pentru dumneavoastră, domnul Sabin, în primul rând pentru fata mea, pentru frații mei, pentru măicuța mea, pentru prietenii mei, pentru colegii mei de trupă, pe care îi salut și iubesc. Și pentru toți cei care mă cunoaște. Și vreau să le spunem telespectatorilor care ne urmăresc că această emisiune o pot revedea astăzi seară la ora 22, sâmbătă la ora 13, din câte știu eu, și luni dimineața, pardon, duminică la ora 13 și luni dimineața la ora 7, dragilor, să fiți cu ochii pe noi, să o revedeți pe Reli Gherghiescu și melodiile ei frumoase. Mă bucur că, uite, am mai depănat câte o amintire, ne-am amintit și de copilăria ta și de a mea, am vorbit sigur și de piese. Timpul s-a scurs așa, repejor. Dacă vrei să adresezi un cuvânt de încheiere, un gânduri ceva frumoase pentru telespectatori, te rog. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet că sunteți lângă mine, tot timpul. Să vă dea Dumnezeu sănătate, împliniri, multă iubire și tot ce vă doriți voi. Și eu vă mulțumesc că ne-ați fost alături și de această dată. O să vină luna asta a dragostei, martie tot da, a dragostei, așa că este dedicată nouă, da? Și sigur, speranța că ne-ați fost, am fost pe placul dumneavoastră și în această seară. Elisabeta Vasile vă spune la revedere până joia viitoare. Sănătate și tot ce vă doriți. La revedere! Aș trebui să te vadă.
steaua să te vadă, să spacă inima piatră, să te ajungă vorba mea. Nu te-ar mai iubi ca mine nimeni toată viața ta. Aș vrea steaua să te vadă, să spacă inima piatră, să te ajungă vorba mea. Nu te-ar mai iubi ca mine nimeni toată viața ta. Să-mi găsesc și eu norocul. Sărăcia îmi ardea sufletul și inima, banii ăștia arză-i focul. Eu cu astea două palme și credință în tine, Doamne, și credință în tine, Doamne. Am muncit și-am tras în viață și-am ajuns la mulți în față, și-am ajuns la mulți în față. Ca floarea între spini și cu gândul tot acasă. Vrei să fii de sărbători, lângă frați, lângă surori, dar străinul nu te lasă. Eu cu astea două palme și credință în tine, Doamne, și credință în tine, Doamne. Am muncit și-am tras în viață și-am ajuns la mulți în față, și-am ajuns la mulți în față. Greu câștig eu banii.
că stau pe drumuri plecat de ai mei înstrăinat și cu gândul tot acasă. Eu cunosc două palme și credință în tine, Doamne, și credință în tine, Doamne. Am muncit și-am tras în viață și-am ajuns la mulți în față, și-am ajuns la mulți în față.